Am venit la dumneavoastră cu o investiție tare. Asta se cheamă Penny și Lidl. Veți avea locuri de muncă, da? În oraș, da? Veți avea și mâncare și supermarket. Pe cele cu mini market și non-stop, le oprim. Hop! Și cu banii? Păi data știți, voi face o investiție mică aici. Voi construi o clădire, vă rog să-mi acordați acest lucru. Una, două, hop, hop, țopoc! După care, voi angaja 50 de oameni sau cât o fi, ca să funcționeze și, bineînțeles, voi face și o mică parcare. Hop, hop, țopoc! Iar oamenii vor veni să cumpere. Hop, hop, lângă supermarket, 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 supermarket. Hop, țopoc! Știi? După care vine ziua salariului. Ne-a băgat banii pe card și bonurile de masă. Unde să mă duc? La supermarketul de vis-a-vis sau la locul de muncă să cumpăr? Nu. M-am obligat, te duci la locul de muncă. Cumperi una, două, că na, Bucureștiu face și drege, știi? Trebuie să susții afacerea, băiete. Așa. Și taxele și impozitele. Hop! Cu. Unde să aduc? E o liniște totală în mormântală. Când o dori Bucureștiu, se vor adăuga la primărie. Interesantă parodie. Practic, mă întorc, știi, se întoarce înapoi pe linie dublă și toate cele, în oraș opresc, că așa e învățată în București, sau învățată, legea să nu respecte, după care va face ceva de genul, dacă nu faci, nu dreci, nu o să ai penișor, ledișor sau mai știu eu ce altă investiții. Investiție importantă pentru oraș, pentru viața românului, pentru orice. O care, dacă s-a întors în Ploiești și nu în București, la el nu e trădare. Este investiție în oraș. Investiție majoră, magnifică, în oraș. Mâine să mută și în Ploiești. Investiție majoră în Ploiești. Iată. Investiție majoră. Tot timpul majoră. Dar nu-i trădare. Nu, nu. Vine cu firmulița de București care să construiască. Etena. Alegi tu, uite așa. Sau ceva de genul. În felul următor, un alt exemplu. Lângă mine este o stație de betoane. Patronul bucureștean. Și se vaită, domne, că nu primește comenzi decât când și când, puține și de ce. Tu de ce crezi? Mă întorc în oraș. Dâmbovițeanu îmi acoperă spatele. Nu e lege încărcată. Încălcată, da? Vine, face fițe și toate cele. Bucureștiul alege pentru toată țara, pentru toată provincia. Nu contează. Iată.